Miercuri 20 octombrie, patru echipe lucrează în puncte diferite pe strada fermelor. La intrarea de pe strada General Nicolae Dăscălescu, o echipă de la APASER lucrează la schimbarea conductei de apă, iar cei de la PubliServ decopertează asfaltul pentru a turna un covor nou. De la intersecția cu benzinăria din zonă până la strada Schitului, o altă echipă de la PubliServ montează borduri, iar Moldocor lucrează la canalizarea pluvială. Amintim că strada fermelor a intrat în reabilitare din 15 septembrie pentru o perioadă de 45 de zile.